Haideți să deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Ioan, capitolul 4, de la început. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână, era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Am să mă mișc un pic mai încoace ca să ne putem auzi că nu este microfon. Această evanghelie este ultima evanghelie care a fost scrisă. Este o evanghelie universală, adică este pentru toți. În timp ce celelalte evanghelii au specificul lor, în această evanghelie Domnul Iisus strălucește în această calitate a lui de Fiul al lui Dumnezeu. În capitolul acesta 4, plecarea lui spre Samaria este introdusă de o veste. Vestea care circula era aceasta. Acesta care este învățătorul din Nazaret este în competiție cu prorocul nostru, cu Ioan Botezătorul. Ca să putem înțelege lucrurile, în capitolul 3, în versetul 26, ne aducem aminte că am citit noi, au venit deci la Ioan și i-au zis, Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Nu de puține ori, mulțimea, prietenii, cei din jurul nostru stârnesc competiții între frați. Să fim atenți la lucrul acesta. Iată, oamenii aceștia păreau că sunt bine intenționați. Învățătorule, spunându-lui Ioan, cel pe care tu l-ai botezat, face o treabă mai bună decât tine. Și omul acesta, în această încercare, în această ispită prin care trece, iese biruitor. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Eu am mandatul meu, eu am mesajul meu, spune Ioan Botezătorul. Eu nu mă bag peste el. El este mai mare decât mine. El este mirele. Eu sunt doar un prieten de-al lui. Eu mă satur când îi aud glasul. Și această bucurie care este a mea este deplină. Omul acesta, Ioan Botezătorul, nu se hrănește cu lucrarea lui, nu se hrănește cu ce face el, ci se hrănește cu glasul mirelui. Iar noi, mai mult ca oricând, avem nevoie să facem exercițiul acesta, să-i descoperim glasul. Iată, eu vin curând, glasul mirelui. Dacă pentru el, care era doar prieten, bucuria era deplină, ce ar trebui să fie pentru noi, care suntem mireasa? Ioan iese cu brio din această încercare, din această ispită teribilă religioasă. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. A fost ridicat el, Ioan, a deschis el drumul și când a venit din spate împăratul, zice, acum misiunea mea este pe terminată. Eu scad, iar el trebuie să crească, să crească, să crească. Ce frumos! Asta e o problemă de viața noastră. Am vrea să devenim dintr-o dată mici. Nu se poate. Suntem perfecționiști. Am vrea să devenim dintr-o dată smeriți. Nu se poate. E un proces. Mândri dintr-o dată, da, merge strună. Dintr-o dată. Smeriți dintr-o dată, nu funcționează. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez și este și o notă de har. Cu cât el crește mai mult, cu atât mie e mai ușor să mă smeresc mai mult, pentru că mă raportez la el. Mă raportez la el ca să mă smeresc, nu mă raportez la el ca să intru în competiție cu el. Măcar că ispitarea era enormă, aduceți-vă aminte, nu ești tu Hristosul? Îi spuneau lui Ioan, cine ești? Ce mult semăna cu Domnul Iisus. Ce mult semăna cu Domnul Iisus. Nu știu cum să fac ca glasul meu să fie pe aceeași linie, că probabil vorbesc când tare, când încet și în spate nu se mai aude. Revenind, Ioan ia examenul, îl ia cu brio și culmea, vine examenul și pentru el. Pentru cine? Pentru Domnul Iisus examene? Da, de ce? Pentru că el este Dumnezeu, dar este și om. Și dacă Ioan știe să iasă din această competiție și să zică nu mă pun cu el, nici nu-mi este aceasta problema, dacă este să mă pun cu el, mă pun cu el ca să mă smeresc, îl așez mereu lângă mine ca el să crească, iar eu să scad, e singura competiție, dacă pot să o numesc așa. Nu mă pun cu el ca să mă mândresc, ci mă pun cu el ca să mă smeresc. Urmează rândul lui. Domnul a aflat. A venit la urechea lui vestea aceasta. Doamne, știi ce se întâmplă? Ce? Fariseii și cărturarii au auzit că tu faci mai mulți ucenici decât Ioan. Bineînțeles că fac mai mulți ucenici decât Ioan. Eu sunt împăratul, eu sunt domnul. Bineînțeles, Ioan trebuie să dispară, eu trebuie să rămân. Era adevărat, profund adevărat. Cu toate acestea, desăvârșitul Mântuitor, care ne este lecție pentru toate circumstanțele, pentru toate nevoile, pentru toate relațiile, pentru toate problemele, inclusiv pentru frățietatea aceasta care geme în durerea ei, o, dacă ne-am îndreptat spre El, dacă ne-am îndreptat spre El, cu toată inima, cu rugăciune, cu smerenie, Doamne, Tu ai soluția, noi facem și noi ce putem, trăim de azi pe mâine, astăzi suntem aici, mâine, nu mai știu. Avem să-L urmăm pe El, pe Domnul Iisus. Și în această situație, Cartea Sfântă zice, atunci, măcar că este această precizare, nu boteza El însuși, ucenicii Lui botezau. Cum avea grijă, pe cât posibil, să iasă din orice situație în față, dacă se poate totdeauna în spate, măcar că este Cel care trebuie totdeauna să fie în față și noi să-L urmăm pe El. În zilele vieții sale pământești,
De aceea, să ne mai apucăm să citim scripturile și să le citim cu inima. Sunt splendide. Când le citim cu inima, parcă sunt un tablou viu. Noi avem tablouri moarte. Te uiți la tablou, e frumos. Nu peste tot pe unde te uiți, tablouri moarte. El este un tablou viu. El se mișcă. El este real. Haideți să-l vedem cum se mișcă. Atunci a părăsit Iudeea. Să părăsești Iudeea, să părăsești Ierusalimul, să părăsești locul unde trebuia să fie, acolo trebuia să fie el. A lăsat slava Ierusalimului, a lăsat competiția iudeii, a lăsat pe cărturari, pe farisei, pe toți și pur și simplu a plecat. A plecat. A ieșit cu bine din această încercare. A părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Aceasta era agenda lui Dumnezeu. Aceasta era providența lui Dumnezeu. Dar providența lui Dumnezeu lucrează în viața noastră când suntem zmeriți. Altfel este doar o iluzie. Vorbim despre providența lui Dumnezeu, vorbim despre harul lui Dumnezeu, vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, vorbim despre Domnul Hristos, e bine, dar nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Ca să poată El să-mi traseze drumul, trebuie să fiu disponibil să ies din competiție. Toată viața asta e o competiție. Toată societatea, totul este o competiție. Mai bun decât. Mergi acolo că e mai bun decât. Mergi dincolo că e mai bun decât. În probleme comerciale, în probleme de casă, în probleme de haine, în toate problemele. Totul este o competiție. Și societatea asta merge, zic deștepții, merge datorită competiției. Nu e adevărat. Că atunci nu e mai adevărat, nu mai este adevărat, nu mai este adevărată Scriptura. Toate lucrurile merg din invidie. Dar nu merg, zicea marele Eclesiastul. Orice lucru, hai să citim locul acela. De aceea societatea aceasta nu are niciun viitor. De aceea cât de curând va veni judecata lui Dumnezeu. Ascultați ce zice la Eclesiastul, înțelepciunea acestui om. Zice, am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul, temelia, baza numai în pisma unuia asupra altuia. Ce puternică este invidia. Băi, fac mai bine decât tine. Celălalt zice, eu fac mai bine decât tine. Societatea merge. Nu merge. Nu mergi. Dacă temelia mea sau temelia ta este invidia, lucrurile nu merg, nu funcționează. Uitați-vă la tot caruselul acestei vieți în care ne mișcăm. Casa mea să fie mai frumoasă decât a ta, hainele mele să fie mai frumoase decât ale tale, copiii mei să fie mai deștepți decât ai tăi, nepoții mei să fie mai educați decât ai tăi. Totul este o competiție, mai ales în generația care vine acum. E bine să-l dai la pian, vreau să fiu foarte practic. E bine să-l dai să învețe engleză și franceză și not și gimnastică și tot ce se poate. Și culmea, după ce ai făcut tot ce ai putut pentru el, o să vezi ce o să te răsplătească. Nu o să mai poată cu răsplătirea. Obraznic, plin de el, independent, sigur pe el, totul este cuvine, ăștia suntem. De aceea el nu face greșeala să ne dea, el, Domnul Iisus, să ne dea ce vrem noi. Că cu cât ne dă mai mult, cu atât ne depărtăm mai tare. El a venit ca să lucreze înăuntru nostru, nu în afara noastră. El a venit ca să lucreze în inima mea, în viața ta, nu în exterior. Noi spunem bine cuvântările lui Dumnezeu. Nu zic nu. Cu toate că multe binecuvântări materiale sunt isprava invidiei, nu isprava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne lasă.
Și vai de noi pentru că ne lasă să trăim pe drumul îngăduinței Lui, nu pe drumul voiei Lui. Care e drumul voiei Lui? Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră, este asemănarea cu El. Dacă vezi un credincios care seamănă cu Domnul Iisus, chiar dacă nu prea îi merg bine lucrurile astea care se văd, să zici, spune-mi și mie secretul. Ne dăm un vânt după lucrurile care se văd. Ne tragem unii după alții pentru lucrurile care se văd. De aceea starea noastră este atât de slabă din punct de vedere spiritual. Atunci a părăsit Iudeea. A părăsit locul acesta de competiție. S-a dus. Trebuia să treacă prin Samaria. El urma să meargă în Galileea, dar traseul era, zice, prin Samaria. Dar de ce prin Samaria? Că nu o să mă bage nimeni în seamă. Samaria era locul amestecului. Galileea era clar, Galileea neamurilor. Dar între Galileea și Iudeea era Samaria, o corcitură, adică o viață de credință zugrăvită. Zugrăvită. Nu o viață de credință autentică. Și uitați-vă aici, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Câtă încărcătură de religie și aici. Auziți, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif, patriarhi. Ce nume, ce istorie. Și mai departe zice, acolo era fântâna lui Iacov. Ce tradiție. Ăștia de astăzi religioși ar face loc de pelerinaj acolo. Băi, ne îngenunchem, ne rugăm, suntem în fața fântânii lui Iacov. Și ăsta e ogorul lui Iosif. Păi nu vă dați seama unde sunteți. Am făcut din credință o religie, o tradiție. Și suntem capabili ca din ceva viu să facem ceva mort. Din ceva viu să facem ceva de rutină. De exemplu, cina. Ați văzut ce greu ne rugăm? Eu aș fi vrut să mă rog, dar zic, Doamne, și predici, și te rogi, pupi. De la frații noștri mai mari am înțeles că adunarea de cină este pentru toți și la adunarea de cină se manifestă toți. Toți se manifestă. Un gând. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele. Scurt, punct. Parfum. Altul. Ceva viu. Pentru cine? Pentru noi? Nu, pentru cel viu. O inimă vie. O rugăciune vie. O cântare vie. Un text citit viu. Când citești despre suferințele lui, să fie electrizată sala. Nu vorbesc de actorie, nu vorbesc de dramatism, nu vorbesc de dramaturgie, ci vorbesc de ceva viu. Citesc acolo 3 versete despre suferințele lui, dar frații să zică, mă, într-adevăr, omul acesta a citit ceva care l-a răscolit pe el. Ceva viu. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus ostenit de călătorie. Uitați-vă cum sunt lucrurile. Nu se face că este ostenit. El nu e actor. Noi mai suntem. El nu se face că este sete. Este sete. Viața de credință este așezată în așa fel încât să fie trăită cu adevărat, inclusiv în nevoile acestea biologice. Dar uitați-vă dumneavoastră ce a ieșit din nevoile lui biologice. De om, nesete. Ce a ieșit? Ce dialog? Așa lucrează Dumnezeu. Prin nevoi. Prin nevoi materiale. Prin necazuri, prin dureri. Prin acuzații, prin nedreptăți. Acesta e drumul lui. Al cui? Al mielului. Noi am inventat un alt drum. Să nu mă șifoneze nimeni, să nu mă deranjeze nimeni, să nu mă vorbească nimeni de rău. Dacă toți pot să mă vorbească de bine, astea sunt invențiile noastre. Asta nu e drumul credinței, asta e altceva. Asta e drumul lumii. Ce fac toți actorii ăștia, politicieni și... Asta fac, ba din palme.
Și vai de credincioșii care bat din palme pentru oameni, robi, sclavi, ocupându-se cu oamenii, fie că sunt sus, fie că sunt jos. Ce mai zice cu tare, ce mai zice cu tare, ce mai zice cu tare? De ale noastre, muzuri, ostenii de călătorie, Dumnezeul care poartă galaxiile, Dumnezeul infinit, Dumnezeul atotcunoscător, mergând pe jos, frânt de obosit, mergând pe jos împreună cu ucenicii Lui. Putea să apese pe un buton, putea să zică: Doamne, trimite niște îngeri să mă aterizeze, cum l-a aterizat pe drăgălașul acela de Filip. Ăla a alergat săracul și după ce a obosit, zice, până să se trezească famenul pe unde este, zice, era deja la Azot. Ce s-a întâmplat? L-a luat. Cu ce l-a fi luat? Nu știu, e neimportant. Dar pe el nu l-a luat, pe el l-a lăsat să se obosească, pe el l-a lăsat să se chinuiască. Zice, n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi trimeată mai mult de 12 legiuni de îngeri, dar cum se va împlini ce a fost scris? Pe el l-a lăsat să se chine, pe el l-a lăsat să fie scuipat, pe el l-a lăsat să fie batjocorit, pe el l-a lăsat să fie insultat, pe el l-a făcut vierme, pe el l-a strivit, iar pe noi nu, să nu ne strivească nimeni. Nu suntem. Suntem doar pe drumul îngăduinței. Până când? Până când acceptăm drumul voii lui Dumnezeu. Drumul voii lui Dumnezeu. Fiecare cum înțelege, în inima lui. Ce greu este, precum evreii de odinioară zice, hai, mai faceți o tură. O, încă o tură? Da, zice, mai faceți o tură. Și mai faceți încă o tură, dar cât? O, zice, numai vreo 38 de ani. Ce blestem! Să ne tot învârtim în cerc. Ne tot învârtim în cerc. Fie că e vorba de viață personală, sau de viață de familie, sau viață de lucrare. Protocoale. Precum Samson. Se învârtea la roată în... la râșniță în temniță. De ce? Nu e timpul. Era orb. De ce? Și-a trădat puterea, și-a trădat părtășia, l-a trădat pe Dumnezeu. Câte trădări! Ne zicem că sunt trădări între frați. Astea sunt prostiile noastre. Sunt trădările lui! Asta e problema. Trădările lui, nu trădări. Eu știu, de ale noastre. Ce mai zice cu tare? Ce mai zice cu tare? Trădarea lui! Trădarea lui. Nu cumva sunt eu, Doamne, ce sfinți erau ucenici ăștia. Auzi, Domnule, fac o paranteză. Când a întrebat unul din voi mă va vinde, atât de smeriți erau încât, Doamne, poate sunt eu, eu nu știu ce e în inima mea. Ce smerenie! Nu cumva sunt eu. Și fiecare, nu cumva sunt eu. Nu cum... Până când zice, uite, ăsta este. Disponibilitatea de a se lăsa cercetați și smerenia de a nu se baza pe ei, măcar că erau niște oameni deosebiți. Dacă este vorba, nu cumva sunt eu, am vrea să ne punem în dimineața aceasta această întrebare: Doamne, nu cumva sunt eu cel care te vinde în fiecare zi pe temir ce? Nu cumva sunt eu trădătorul? Care trădător? Trădătorul Domnului Hristos. Trădătorul Domnului Hristos. Iisus ostenit de călătorie ședea lângă fântână, era cam pe la ceasul al șaselea. Probabil. Un ceas mai special, nu intru în detalii, nici în ce spun unii, ce spun alții, mă abțin să comentez lucruri de rutină, dar în orice caz, a stat acolo, s-a așezat acolo și acolo a venit cineva tot într-o nevoie. Aparent erau la fel, și lui era sete și el era sete, până aici lucrurile erau la fel. Și el era om și dânsa care a venit era tot un om. Dar înăuntru era cu totul altceva. Înăuntru dânsa era o păcătoasă, iar dânsul Domnului Iisus era Sfântul lui Dumnezeu. Se întâlnește sfințenia cu păcatul.
Se întâlnește doctorul cu bolnavul. Se întâlnește Creatorul cu această creatură. Se întâlnește Dumnezeul binecuvântat, deghizat, dacă pot să folosesc terminul acesta, într-un om. Ce întâlnire! Providențială! Providențială! Mai avem întâlniri cu El? Așa, între noi mai avem întâlniri. De multe ori, de rutină, obositoare, fiecare vine cu plictiseala lui, mai vine cu rutina lui, mai vine cu părerile lui, mai vine cu prejudecățile lui și se face o grămadă mare, o grămadă mare de gunoi. Întâi întâlnire cu El, o întâlnire personală cu El. Este vremea, iată, eu stau la ușă și bat. Cui se spune bisericii din Laodiceea? O biserică care El era afară. Este vremea întâlnirilor personale cu Domnul Iisus. Suntem în vremea Laodiceei. Nu sunt un fatalist, dar trebuie să fim realiști. E nevoie de o trezire personală și apoi de o trezire de grup și de o trezire de adunare. Pentru că apoi să se întâmple minunea care s-a întâmplat în Samaria, o cetate să se alinieze în spatele unui om trezit. Femeia aceasta. Nimic nu mai merge pentru că credincioșii, pentru că eu, pentru că noi nu suntem ce trebuie. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Ce smerenie! Era iudeu, era în cultură iudaică, a trăit acolo, s-a născut acolo și știa foarte bine că el iudeu să se coboare, să se smerească, să ceară de la o femeie samariteancă. Nu știu ce comparație să găsesc astăzi și mă abțin de la comparații. I-a fost greu, a trebuit să se smerească. Repet, în haina pe care o purta de iudeu. Nu mai spunem de faptul că înăuntru era Dumnezeul binecuvântat în veci. Dar vorbesc acum de lucrurile astea mai pământești așa. Și să ceară să bea de la un samaritean și mai ales de la o femeie samariteancă. Nu intru în detaliile culturii de atunci. El transcende culturile. El depășește culturile. El este multicultural. El este universal. El este pentru toți. Și pentru învățați și pentru neînvățați și pentru români și pentru americani și pentru asiatici. El transcende culturile. Ce mare este El! Cum ne împiedicăm noi de toate cioturile, de toate ideile, de toate ideologiile noastre. Noi suntem cu prejudecăți. El n-are prejudecăți. De ce? Pentru că ascultă. De ce? Pentru că e pe drumul voii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că are disponibilitate să se smerească și să zică: mi-e sete! Ce smerenie și ce necesitate! Și surpriza a apărut. În loc ca această femeie să se minuneze, săraca, cred că s-a minunat. O fi zis: stai puțin, nu înțeleg, cum e posibil, tu iudeu, tu sfânt, tu de la Ierusalim, tu care ești cu Dumnezeu, să ceri de la mine? Așa trebuie să înțelegem pasajul. Nu era vorba de răutatea ei sau de mândria ei, nu. Ci era șocată, a zis: nu, așa ceva depășește mintea mea. Atenție! Întâlnirea cu El depășește mintea noastră și depășește înțelegerile noastre și depășește apucăturile noastre și culturile și tot ce suntem noi. Trebuie să știm că atunci când ne întâlnim cu El, ne surprinde și să acceptăm surpriza, să ieșim din tiparele noastre înguste, să ieșim dintr-o poziție de aceasta îngustă și să lăsăm pe El să ne lărgească mintea, inima. Acesta este El. Să ceri de la mine. Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Cartea Sfântă spune: a venit o femeie din Samaria, așa, după aceea zice mai departe, drept răspuns Iisus i-a zis:
Drept răspuns. Răspunsul este uluitor. În loc să stea să explice cum e cu iudeii, cum e cu samaritenii, cum este cu... Nu s-a lăsat atras, nu s-a lăsat detașat de problema esențială, așa cum facem noi. Suntem priși în tot felul de vorbe. Începe unul cu paravlăgeală, o ții după el. Că ce mai face domnul Ponta, că ce mai face Georgică, că ce mai face Vasilică, că ce se mai întâmplă mâine, că ce se mai întâmplă poi mâine. Ăștia suntem. Suntem ușor, derapăm ușor de la ceea ce vrea Dumnezeu. Gândurile mele, părerile mele, intențiile tale, judecățile noastre, drept răspuns. Nu e răspuns, ăsta e răspuns? Foarte interesant. Drept răspuns. Care răspuns? Răspunsul lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru o nevoie pe care ea nu știa. Era în ea nevoia. El stârnește nevoile noastre. El stârnește, el ne face să tânjim după el. El ne provoacă, el ne scoate din ale noastre. El pune degetul pe ceea ce avem nevoie. El știe de ceea ce avem nevoie. De el avem nevoie. De el avem nevoie. Drept răspuns. Doamne, nu înțelegem. Păi răspuns la ce a zis ea? Da, zice, este răspuns. La ce? Nu la ce a zis ea, ci la ceea ce este în dânsa. La nevoia din dânsa. Eu vorbesc tare, mă iertați, poate vă surzesc aici, dar acolo nu se aude. Și atunci să mă iertați, așa, și terminăm mai puțin. Nevoia. El stârnește nevoile. Nu suntem în stare nici să spunem ce ne doare. Nu suntem în stare nici să spunem despre ce avem nevoie. Suntem cu handicap. Suntem oameni cu handicap. Și toți oamenii cu handicap au nevoie de el. Doamne, de ce am nevoie? Și atunci, dacă suntem sinceri, ne spune fiecare de ce avem nevoie. Și Cartea Sfântă spune: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, în context cred că înțelegem că e vorba de viața veșnică. Și dacă ne extindem un pic în această Evanghelie, înțelegem că viața veșnică înseamnă plinătatea. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Părea că el s-a întâlnit cu găleata ei, de fapt ea s-a întâlnit cu oceanul lui. Cu oceanul lui. O, dacă aceste lucruri ne-a provocat. Doamne, vreau să mă întâlnesc cu tine, tu ești oceanul, eu sunt cu găleata. Eu sunt cu păhărelul. Atâta. Cât am luat din Domnul Iisus astăzi? Probabil că cât am luat noi în păhărel. Fac doar o comparație. Băi, zice, cât ai luat? Băi, zice, cam atâta. Nu mă refer la vin, înțelegeți, ci la semnificația lucrurilor. S-ar putea ca tot ce am luat astăzi să fie un degetar. Și zice, eu sunt oceanul. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, e o problemă de cunoaștere. Nu-L cunoaștem, de aceea trăim cum trăim. Nu-L cunoaștem profund, adânc, de aceea ne chinuim. De aceea suntem triști, de aceea suntem plictisiți. De aceea n-avem râvnă, de aceea n-avem bucurie, de aceea n-avem cântare. Pentru că nu-L cunoaștem. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Și îmi place cuvântul acesta, darul. Cum, Doamne, darul? Noi zicem că trebuie să facem ceva, nu? Ne suflecăm mâinile, Doamne, ce să faci? Zice, stai un pic, stai liniștit. O să te pun să și faci. Dar după ce îți dau, ce? Ceea ce nu meriți. Ceea ce este un dar. Să stai toată ziua la mâna lui. Să îngenunchezi când pleci la serviciu. Să îngenunchezi când pleci pe stradă. De curând m-am apucat să fac și eu ceva și am alunecat și puteam să ajung la spital urgent. Urgent. Și zic, Doamne, ce bun ești, după aceea am continuat activitatea, dar am uitat să mă rog, când cari un șifonier, când cari ceva, orice, orice, când faci mâncare, când mergi pe stradă, avem nevoie de el ca de aer, pentru ambalajul acesta, ce să mai spunem pentru sufletul nostru, ce să mai spunem pentru gândirea noastră, ce să mai spunem pentru sentimentele noastre, ce să mai spunem pentru deciziile noastre, ce să mai spunem pentru faptele noastre. O legătură intrinsecă între noi și el, dacă ai fi cunoscut tu. Tunelule, dacă ai fi cunoscut tu, darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, o viață de plinătate.
Asta vrea El. Și Evanghelia după Ioan este plină de plinătăți. Și Scriptura este plină de plinătăți. Și spunea odată, spun doar un mic verset, zice, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, asta e pentru noi. Zice, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Te ia amețeala. Plinătatea lui Dumnezeu este dragostea Domnului Iisus. Pentru cine? Pentru un păcătos ca mine. Pentru tine, pentru noi toți. Ce vrea Dumnezeu de la noi și trăim o viață abia târându-ne? Plinătatea lui Dumnezeu. În mine, în tine, da, așa scrie, să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Apropo de plinătate. Plinătatea lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt, plinătatea Domnului Hristos, plinătatea Cuvântului Scripturii. Avem și noi plinătatea noastră, plinătatea firii. Mai zice, asta trebuie să o golim. Cu asta mergem la gunoi. Deci iarăși basculăm. Plinătatea firii. Plinătatea mea, a ta. Plin de mine. Plin de noi. Zice asta, nu zice asta. Repede de tot la gherbici, la gunoi. Și cine este cel ce zice, dă-mi să beau? Să cunoști plinătatea. Fraților, o cunoaștem? Nu o cunoaștem. Plinătatea. O viață de plinătate. O viață din belșug. O viață de bucurie. În simplitate. O viață de pocăință. O viață de pocăință permanentă. Doamne, iarăși am greșit. Doamne, iarăși am ridicat tonul. Da? Plinătate de pocăință. Fii plin de râvnă, dar... și pocăiește-te. Era cuvântul Domnului Iisus față de credinciosul din Laodiceea, din Carol Davila, de unde suntem fiecare. Fii plin de râvnă. Să dorești plinătatea pocăinței. O să vedem, dacă o să mai avem altă dată timp, ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat aici. Dar, încă puțin, și cine este cel ce zice dăm să beau? Cine este? O, dacă am cere astăzi, Doamne, cine ești? Noi zicem, ești Mântuitorul. Da, zice, bine. Zice, mai zi o dată. Te mișcă când spui, când îți spun ție, Doamne, mă mișcă, tu ești Mântuitorul sau tu ești Mirele sau tu ești Domnul sau știți cum ziceau sfinții aia. O, zice, Domnul și imediat să-i cuprindă picioarele. Cine este cel ce zice? Nu-l cunoaștem. Nu-l recunoaștem. Nu trebuie să exagerăm. Toată truda noastră este ca în fiecare zi, nu vă vine să credeți, în fiecare zi, nu cum fac ăștia să mărească. Noi zice, suntem cu micșoratul. Băi, zice, e prea mare. Mai micșorează-mi un pic. Pe la Xerox. Zice, băi, vreau mai mică. Inconștient, în fiecare zi, micșorăm. Pe cine? Pe El. Cum de reușim? Asta e firea stricată din noi. Asta e necredința mea. Asta poate este împietrirea ta. Zice, am micșorat. Cât să-l micșorez? Păi zice, ca să-l bag în buzunar. Cum este astăzi? N-am nimic cu frații și nu e neapărat o mustrare. Zice, băi, să citesc ceva. Zice, imediat, pac, pac. E micuț așa. Zice, e micșorat. E pe telefon. Nu, n-am nimic, nu sunt absurd. Dar atenție totuși. Asta arăt eu cine sunt eu. Eu am pe... Și deja, nu, n-am nimica, foarte bine. Dar nu uitați totuși că suntem chemați nu neapărat să micșorăm, ci suntem chemați nici să exagerăm. Nu-i nevoie. Nu poate nimeni să-l facă pe el mai mare decât este. Să recunoaștem în fiecare zi cine este el. Trebuie ca el să crească. Nu vă chinuiți să exagerați. Nu-i nevoie. Este infinit de mare. Nu mai încerca să-l micșorezi. Îl bagi în 5 minute, ai putea să-l bagi într-o oră dimineața. 5 minute ți ajunge. Îl bagi într-o rugăciune, îl bagi în 3 versete, îl bagi în... Deci stai aici, Doamne, să se te-am micșorat. Stai așa. E comod, e liniștit, este... Lasă că mai citesc pe drum, lasă că mai... Cine este? Doamne, iartă-mă că te micșorez. Ce nebunie.
Iartă-mă că Duhul Tău cel Sfânt stă trist în mine. Ar trebui să stea plin de bucurie, să se odihnească în viața mea, cum s-a odihnit în viața lui. Ți-am stins, Doamne, pasiunea. Ai fi vrut să pui în mine pasiune. O, nu, nu, zice, nu cu pasiunea asta. Stingem Duhul. Întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dăm să beau. Cine este cel ce zice dăm să beau? Tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Apă vie. Asta e viața de plinătate. Viața de plinătate înseamnă viață. Viață. Apă vie. Nu mai este timpul. Poate altă dată să mai continuăm. Aș dori să rămânem cu gândul acesta. Vreau să te cunosc. Vreau să te cunosc personal. Vreau să te cunosc cu inima. Vreau o relație de la inimă la inimă. Vreau să mă smeresc în fața ta. Vreau ca tu să crești. Vreau ca circumstanțele cum mi le aranjez în viață. Și atenție la circumstanțe. Ce atent a fost la ce a auzit? Ce atent a fost pe ce drum să meargă? Ce atent a fost apoi la ceea ce Dumnezeu... Dumnezeu ne dea până viața. Atenți și astăzi. Acum o să se termine. O să mergem fiecare, cine știe pe unde. Mă rog. Ce facem astăzi? Doamne, alături de poate un pic de odihnă. E nevoie. Ce fac astăzi? Mă duc acasă. Mănânc. Trebuie să mâncăm. După aceea ceva. Mă odihnesc un pic. După aceea... Ce fac? Păi și e program diseară la 6. Și nu se treacă prin cap, de exemplu, ca diseară la 6 să zică, bă, dacă e program la 6 și vin atâția tineri, Doamne, fă o lucrare, dă un cuvânt de evanghelie, de trezire, de... Doamne, ne vedem, dacă noi vii tu cu noi, cum ar fi dacă noi toți de aici ne-am rugat, de exemplu, pentru adunarea de diseară? Să nu mă înțelegeți greșit, din întâmplare sunt, să spun și eu ceva, am vrut să rog pe alt frate, nu s-a putut... Să nu ziceți, da, ăsta zice, mi-a zis așa pentru că trebuie să fie ajutat, că nu poate. E adevărat că nu putem. Ce facem noi astăzi? O să ne iasă în cale cea, o să mergem la magazin să cumpărăm ceva. Îți trece prin cap să-i spui ceva, două vorbe celui de la ghișeu, sau să-i dai un tractat, sau să te rogi pentru el, sau pentru persoana din față, sau pentru persoana din spate. Suntem noi oameni, așa cum este împrejurarea aceasta de aici. Știți cum a fost aici? Viață de plinătate pe care a turnat-o în ea. Ce s-a întâmplat? O cetate întreagă. O cetate întreagă s-a așezat în spatele ei ca să fie condusă la Mântuitor, Uluitor. A plecat lăsându-i pe ei și a câștigat o cetate întreagă. S-a smerit cine? El! Și ce a câștigat? O cetate. Suntem chemați să fim câștigători de suflete, dar mai înainte trebuie să mă câștige El încă o dată. Să mă trezească El, să mă umple El, să-L cunosc pe El.